Clubul sportiv școlar Zalău organizează mâine în sala de sport a Liceului Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalău meciurile din cadrul fazei zonale a Campionatului Național de Handbal Feminin, rezervat categoriei de vârstă junioare 4. Clubul sportiv școlar Zalău a fost ales pentru a organiza în acest an meciurile din cadrul fazei zonale a Campionatului Național de Handbal Fete, categoria junioare 4. La startul competiției de la Zalău se vor alinia 6 echipe din 4 județe. Maramureșul aliniază la etapa zonală un număr de 3 echipe, CSS2 Baia Mare, Genius Sighetul Marmației și HCM Baia Mare, în timp ce Clujul, Satu Mare și Sălajul vor fi reprezentate de câte o singură echipă. Potrivit organizatorilor, cele 6 echipe au fost repartizate în 2 grupe. În prima grupă se vor duela CSS Viitorul Cluj, Genius Sighetul Marmației și CSS 2 Baia Mare, în timp ce în cea de-a doua grupă se vor întâlni CSS Zalău, HCM Baia Mare și Atletic Satu Mare. Startul primei partide a turneului zonal de la Zalău se va da la ora 12:30, când este programat duelul dintre Genius Sighetul Marmației și CSS 2 Baia Mare, iar la ora 13:10 va intra în competiție și echipa clubului organizator, CSS Zalău, care va întâlni în jocul de debut pe Atletic Satu Mare. Celelalte 4 partide din faza grupelor se vor disputa după următorul program. Ora 13:50, CSS Viitorul Cluj, Geniu Sighetul Marmației. Ora 14:30, HCM Baia Mare, Atletic Satu Mare. Ora 15:10, CSS 2 Baia Mare, CSS Viitorul Cluj. Ora 15:50, CSS Zalău, HCM Baia Mare. Odată cu încheierea partidelor din faza grupelor, turneul va continua cu jocurile pentru stabilirea ierarhiei finale. La ora 16:30, echipele clasate pe locul 3 în fiecare grupă se vor duela pentru stabilirea echipelor de pe locurile 5-6. La ora 17:10 se va disputa partida dintre echipele clasate pe locul 2 în grupă pentru stabilirea echipelor de pe locurile 3-4, în timp ce echipele câștigătoare din cele două grupe se vor duela de la ora 17:40 pentru stabilirea echipei învingătoare.